Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Haideți acum să vorbim despre concediu în limba engleză. Cum spunem concediu în engleză? The holidays. The holidays. Haideți să începem cu un mic text legat de întoarcerea din concediu. Ce discutăm atunci când ne-am întors dintr-un concediu? Ce discutăm cu prietenii? Haideți să începem să citim textul, prima propoziție. How was your vacation? Was it relaxing? Haideți să repetăm. How was your vacation? Was it relaxing? Ce înseamnă asta? Cum a fost concediul? Te-ai relaxat? It was really beautiful. We have really relaxed. Haideți să repetăm. It was really beautiful. We have really relaxed. A fost foarte frumos. Ne-am relaxat cu adevărat. Would you go there again? Would you go there again? Ai mai merge acolo? Yes, Santorini is a beautiful place. We haven't had a vacation like that for a long time. Haideți să repetăm. Yes, Santorini is a beautiful place. We haven't had a vacation like that for a long time. Ce înseamnă asta? Da, Santorini este un loc frumos. Un concediu atât de grozav nu am mai avut de mult. How was the weather? How was the weather? Cum a fost vremea? We were lucky with the weather. It has rained only once in a whole week. We were lucky with the weather. It has rained only once in a whole week. Am avut noroc cu vremea, a plouat doar o singură dată într-o săptămână întreagă. How was the hotel? Were you happy with the accommodation? How was the hotel? Were you happy with the accommodation? Și cum a fost hotelul? Ați fost mulțumiți de cazare? The hotel was very good and very close to the beach. Haideți să repetăm. The hotel was very good and very close to the beach. Hotelul a fost foarte bun și foarte aproape de plajă. The food was good and the staff was friendly. The food was good and the staff was friendly. Mâncarea a fost bună și personalul prietenos. Iar acum haideți să repetăm textul și este bine ca de fiecare dată când eu citesc un text să repetați și voi după mine pentru a învăța mai ușor cuvintele și pentru a învăța cum să le folosiți într-o conversație. Haideți să repetăm textul de la început. How was your vacation? Was it relaxing? Și răspunsul. It was really beautiful. We have really relaxed. Would you go there again? Yes, Santorini is a beautiful place. We haven't had a vacation like that for a long time. How was the weather? We were lucky with the weather. It has rained only once in a whole week. How was the hotel? Were you happy with the accommodation? The hotel was very good and very close to the beach. The food was good and the staff was friendly. Iar acum, după ce am citit textul, haideți să învățăm și cuvintele noi din acest text. Haideți să vedem primul cuvânt. The holidays. The holidays înseamnă concediul. Nice. Nice înseamnă grozav, extraordinar. Relaxing. Relaxing înseamnă relaxant. The place. The place înseamnă locul. The weather. The weather înseamnă vremea. The happiness. The happiness înseamnă fericirea. To rain. To rain înseamnă a ploua. Și the rain este ploaia.
The week. The week este săptămâna. The hotel. The hotel este hotelul. The accommodation. The accommodation este cazarea. The food. The food este mâncarea. The beach. The beach este plaja. Și the staff. The staff este personalul. Angajații hotelului. Haideți să repetăm cuvintele și, după cum v-am spus, este bine întotdeauna să repetați după mine cuvintele pentru a le învăța mai ușor și pentru a exersa pronunția. The holidays. Nice. Relaxing. The place. The weather. The happiness. To rain. The week. The hotel. The accommodation. The food. The beach și the staff. Haideți să vedem cum spunem weekendul cu familia în limba engleză. The weekend with the family. The weekend with the family. Și haideți să începem cu un mic text, un mic dialog legat de un weekend petrecut în familie. Este bine să repetați propozițiile după mine, pentru că așa vă veți obișnui cu conversația în limba engleză și veți învăța mai ușor pronunția cuvintelor și veți reține cuvintele mai rapid. Haideți să începem cu prima propoziție. Good morning, children. This weekend we shall go on a trip. What do you think? Haideți să repetăm. Good morning, children. This weekend we shall go on a trip. What do you think? Ce înseamnă asta? Bună dimineața, copii! Weekendul acesta vom pleca într-o excursie. Ce ziceți? That's wonderful. That's wonderful. Asta e minunat. Where do you want to go this weekend? Where do you want to go this weekend? Unde vreți să mergeți în acest weekend? I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Eu vreau să merg la grădina zoologică. We've been at the zoo last time. How about a museum or a water park? Haideți să repetăm. We've been at the zoo last time. How about a museum or the water park? Ce înseamnă asta? Am fost la grădina zoologică data trecută. Ce ziceți de un muzeu sau de un parc acvatic? Și răspunsul? I don't like museums. Let's go to the water park. Să repetăm. I don't like museums. Let's go to the water park. Mie nu-mi plac muzeele. Să mergem mai bine la parcul acvatic. Ok, the water park is a lot of fun. Go get your bathing suits and get ready. Ok, the water park is a lot of fun. Go get your bathing suits and get ready. Ce înseamnă asta? Ok, parcul acvatic este foarte distractiv. Luați-vă costumele de baie și pregătiți-vă. Haideți acum să repetăm textul. Good morning, children. This weekend we shall go on a trip. What do you think? That's wonderful. Where do you want to go this weekend? I want to go to the zoo. We've been at the zoo last time. How about a museum or the water park? I don't like museums. Let's go to the water park. Okay, the water park is a lot of fun. Go get your bathing suits and get ready. Și acum, după ce am citit textul, haideți să reținem și cuvintele pe care le-am învățat în acest, cuvintele noi pe care le-am învățat în acest text. Să începem cu primul cuvânt, the children. The children, ce înseamnă? Copiii. The weekend. The weekend, înseamnă weekendul. The trip. The trip, înseamnă
Călătoria. Deci, după cum v-am spus, este foarte bine să repetați după mine aceste cuvinte. Cu cât repetați cuvintele mai des, cu atât le veți reține mai ușor. Wonderful. Wonderful înseamnă minunat. To go. To go. Ce înseamnă asta? Este verbul a merge. The zoo. The zoo este grădina zoologică. The museum. The museum este muzeul. The water park. The water park este parcul acvatic. To get. To get înseamnă a lua. Și the bathing suit. The bathing suit este costumul de baie. Și haideți să mai repetăm încă o dată aceste cuvinte. The children. The weekend. The trip. Wonderful. To go. The zoo. The museum. The water park. To get. The bathing suit. Haideți acum să vorbim despre micul dejun în limba engleză. Cum spunem asta în engleză? The breakfast. The breakfast. Și pentru început, să citim un mic text despre micul legat de micul dejun. Eu voi citi propozițiile și le voi traduce și este bine ca să repetați după mine aceste propoziții pentru a învăța mai ușor cuvintele și pentru a vă obișnui cu pronunția. Haideți să începem textul. Every morning, Gina wakes up at 7. Haideți să repetăm propoziția. Every morning, Gina wakes up at 7. Și haideți să vedem și traducerea primei propoziții. În fiecare dimineață, Gina se trezește la ora 7. She goes into the kitchen and starts preparing breakfast. Să repetăm. She goes into the kitchen and starts preparing breakfast. Ea intră în bucătărie și începe să pregătească micul dejun. She first puts the plates and the cutlery on the table. She first puts the plates and the cutlery on the table. Ea pune mai întâi farfuriile și tacâmurile pe masă. She puts some oil into the frying pan and prepares some fried eggs and bacon. Să repetăm. She puts some oil into the frying pan and prepares some fried eggs and bacon. Ce înseamnă asta? Ea pune puțin ulei în tigaie și pregătește niște ouă prăjite cu bacon. She cuts bread and puts it into the toaster. She cuts bread and puts it into the toaster. Ea taie pâinea și o pune în prăjitorul de pâine. She washes some tomatoes and makes a salad. She washes some tomatoes and makes a salad. Ea spală niște roșii și face o salată. When the toast is ready, she takes it out of the toaster. When the toast is ready, she takes it out of the toaster. Când pâinea este gata, o scoate din prăjitor. Pâinea prăjită, the toast. She pours some coffee and milk into a cup and her breakfast is ready. Să repetăm, she pours some coffee and milk into a cup and her breakfast is ready. Ea toarnă niște cafea și lapte într-o ceașcă și micul dejun este pregătit, este gata. Haideți acum să repetăm textul. Every morning, Gina wakes up at 7. She goes into the kitchen
and starts preparing breakfast. She first puts the plates and the cutlery on the table. She puts some oil into the frying pan and prepares some fried eggs and bacon. She cuts bread and puts it into the toaster. She washes some tomatoes and makes a salad. When the toast is ready, she takes it out of the toaster. She pours some coffee and milk into a cup, and her breakfast is ready. Iar acum, după ce am citit textul, haideți să reținem și câteva cuvinte. Haideți să începem cu primul cuvânt. The breakfast. The breakfast înseamnă micul dejun. The morning. The morning înseamnă dimineața. To wake up. To wake up înseamnă a se trezi. To go. To go înseamnă a merge. The kitchen. The kitchen este bucătăria. To prepare. To prepare înseamnă a prepara, a pregăti. The plates. The plates sunt farfuriile. The cutlery. The cutlery sunt tacâmurile. The table. The table este masa. The frying pan. The frying pan este tigaia. The fried eggs. The fried eggs sunt ouăle prăjite. The bacon. The bacon este șunca, baconul. Și the bread. The bread este pâinea. Și haideți acum să repetăm aceste cuvinte, pentru că, după cum bănuiesc că știți, a repeta cuvintele este foarte important într-o limbă străină, pentru că numai așa le veți învăța și vă veți obișnui cu folosirea lor. Pentru a reține un cuvânt într-o limbă străină, este foarte important să-l repetați de cât mai multe ori puteți pentru a vă învăța și cu pronunția și pentru a reține cuvântul în sine. Haideți să începem cu primul cuvânt. The breakfast. The morning. To wake up. To go. The kitchen. Și când repetați cuvintele, este foarte important să le repetați cu voce tare, pentru că atunci vă veți auzi pronunțând cuvântul și vă veți da seama dacă îl pronunțați corect sau greșit. The kitchen. To prepare. The plates. The cutlery. The table. The frying pan. The fried eggs. The bacon și the bread. Și haideți să continuăm. The toaster. The toaster. Ce înseamnă asta? Prăjitorul de pâine. To put. To put. Ce înseamnă asta? Verbul a pune. To pour. To pour înseamnă a turna. The tomatoes. The tomatoes sunt roșiile. The salad. The salad este salata. The coffee. The coffee este cafeaua. The milk. The milk este laptele. The cup. The cup este cană. Și ready. Ready înseamnă gata. Și acum haideți să repetăm. The toaster. To put. To pour. The tomatoes.
The salad. The coffee. The milk. The cup. Și ultimul cuvânt, ready. Acum să vedem cum spunem petrecerea cu prietenii, o petrecere cu prieteni în limba engleză. A party with friends. A party with friends. Și să începem cu un mic text. Lisa has invited her friends over to celebrate her birthday. Haideți să repetăm prima propoziție și este bine să repetați după mine. Lisa has invited her friends over to celebrate her birthday. Ce înseamnă asta? Lisa și-a invitat prietenii să-și sărbătorească ziua de naștere. She has prepared the table. She has prepared the table. Ea a pregătit masa. She put the cutlery and the dishes on the table and went to get the coffee pot. Haideți să repetăm. She put the cutlery and the dishes on the table and went to get the coffee pot. A pus tacâmurile și vesela pe masă și s-a dus să ia ibricul de cafea. She also brought some milk from the fridge. She also brought some milk from the fridge. Ea a adus și niște lapte din frigider. She checked the fridge to make sure the birthday cake and the drinks are okay. She checked the fridge to make sure the birthday cake and the drinks are okay. Ea a verificat frigiderul pentru a se asigura că tortul aniversar și băuturile sunt în ordine, sunt ok. For the tea, she brought her best teapot and cups and made sure there is plenty of milk and sugar to add to the tea. Haideți să repetăm propoziția aceasta, care este puțin mai lungă, și apoi să vedem și traducerea ei. For the tea, she brought her best teapot and cups and made sure there is plenty of milk and sugar to add to the tea. Ce înseamnă asta? Pentru ceai, a adus cel mai bun ceainic și cele mai bune cești și s-a asigurat că există suficient lapte și zahăr pentru a-l adăuga la ceai, pentru a-l pune în ceai. She put some cakes and biscuits on the table and brought the sandwiches. Să repetăm. She put some cakes and biscuits on the table and brought the sandwiches. Ea a pus niște prăjituri și biscuiți pe masă și a adus și sandvișurile. She is very excited about the party and is happy her friends are on their way to her home. Să repetăm. She is very excited about the party and is happy her friends are on their way to her home. Este foarte încântată de petrecere și este fericită că prietenii ei sunt în drum spre ea. Acum că am citit și am tradus textul, haideți să-l mai repetăm o dată. Lisa has invited her friends over to celebrate her birthday. She has prepared the table. She put the cutlery and the dishes on the table and went to get the coffee pot. She also brought some milk from the fridge. She checked the fridge to make sure the birthday cake and the drinks are okay. For the tea, she brought her best teapot and cups and made sure there is plenty of milk and sugar to add to the tea. She put some cakes and biscuits on the table and brought the sandwiches. She is very excited about the party and is happy her friends are on their way to her home.
Și acum haideți să învățăm și cuvintele. Să începem cu primul cuvânt. To celebrate. To celebrate înseamnă a sărbători. The friend. The friend este prietenul. The birthday. The birthday este ziua de naștere. To prepare. To prepare înseamnă a pregăti. The table. The table este masa. To put. To put înseamnă a pune. The cutlery. The cutlery sunt tacămurile. The dishes. The dishes sunt vasele, vesela. The coffee pot. The coffee pot este ibricul de cafea. The fridge. The fridge este frigiderul. The drinks. The drinks sunt băuturile. The birthday cake. The birthday cake este tortul aniversar. The tea. The tea este ceaiul. The teapot. The teapot este ceainicul. The cup. The cup este ceașca. The biscuits. The biscuits sunt biscuiții. Și the sandwiches. The sandwiches sunt sandvișurile. Haideți să repetăm cuvintele. To celebrate. The friend. The birthday. To prepare. The table. To put. The cutlery. The dishes. The coffee pot. The fridge. The drinks. The birthday cake. The tea. The teapot. The cup. The biscuits. Și the sandwiches. Vorbim despre verbul a avea la timpul prezent. Cum spunem asta în limba engleză? To have in the present tense. Și haideți să vedem conjugarea verbului a avea la prezent. I have. Ce înseamnă asta? Eu am. You have. Tu ai. He, she sau it has. El sau ea are. We have. Înseamnă noi avem. You have. Înseamnă voi aveți. Și they have înseamnă ei sau ele au. Haideți să repetăm. I have. You have. He, she sau it has. We have. You have. Și they have. Haideți să vorbim despre verbul a avea la trecutul simplu. Cum spunem asta în engleză? The verb to have in the past tense. Haideți să vedem conjugarea verbului a avea. Să începem cu persoana întâi, singular. I had. Ce înseamnă asta? Eu aveam. You had. Tu aveai. He, she sau it had. El sau ea, iar it este neutrul, avea. We had. Noi aveam. You had. Voi aveați. Și they had înseamnă ei sau ele aveau. Și haideți să repetăm. I had. You had. He, she or it had. We had.
you had and they had. Haideți să vedem verbul a avea la timpul viitor. The verb to have in the future tense. Haideți să începem cu persoana întâi singular. I shall have. Înseamnă eu voi avea. You will have. Tu vei avea. He, she or it will have. El sau ea, iar it este neutrul, va avea. We shall have. Noi vom avea. You will have. Voi veți avea. Și they will have înseamnă ei sau ele vor avea. Haideți să repetăm. I shall have. You will have. He, she sau it will have. We shall have. You will have. She, they will have. Haideți să vorbim despre verbul a avea la prezentul continuu. To have in the present continuous. Haideți să începem cu persoana întâi singular. I am having. Înseamnă eu am. You are having. Înseamnă tu ai. He, she or it is having. El sau ea are. Să vedem și pluralul. We are having. Noi avem. You are having. Voi aveți. Și they are having înseamnă ei sau ele au. Și haideți să repetăm conjugarea. I am having. You are having. He, she or it is having. We are having. You are having. And they are having. Haideți acum să vedem cum arată verbul a avea la trecutul continuu în limba engleză. Cum spunem a avea la trecutul continuu? To have in the past continuous. Haideți să începem cu persoana întâi singular. I was having. Ce înseamnă asta? Eu aveam. You were having. Înseamnă tu aveai. He, she or it was having. Înseamnă el sau ea, iar it este neutrul, avea. Să vedem și pluralul. We were having. Noi aveam. You were having. Voi aveți. Și they were having înseamnă ei sau ele aveau. Haideți să reluăm. I was having. You were having. He, she sau it was having. We were having. You were having. Și persoana a treia, they were having. Acum să vorbim despre verbul a avea la viitorul continuu în limba engleză. Cum spunem asta în engleză? The verb to have in the future continuous. Și haideți să vedem conjugarea. I shall be having. Ce înseamnă asta? Eu voi avea. You will be having. Tu vei avea. He, she or it will be having. El sau ea va avea. We shall be having. Noi vom avea. You will be having. Voi veți avea.
și they will be having înseamnă ei sau ele vor avea. Și acum haideți să repetăm. I shall be having. You will be having. He, she or it will be having. We shall be having. You will be having. Și persoana a treia, they will be having. Haideți să vedem verbul a avea la perfectul simplu. Cum spunem asta în limba engleză? The verb to have in the present perfect. Haideți să vedem și conjugarea. I have had. Ce înseamnă? Eu am avut. You have had. Tu ai avut. He, she or it has had. El sau ea a avut. Și pluralul, we have had, noi am avut. You have had, voi ați avut. Și they have had, înseamnă ei sau ele au avut. Haideți să repetăm. I have had, you have had, he, she or it has had, we have had, you have had, și they have had. Verbul a avea la mai mult ca perfect. Cum spunem asta în engleză? The verb to have in the past perfect. Și haideți să începem cu persoana întâi singular. I had had. Și ce înseamnă asta? Eu avusesem. Persoana a doua singular. You had had. Tu avusesei. He, she sau it had had. El sau ea și it este neutrul. Avusese. We had had. Noi avuseserăm. You had had. Voi avuseserăți. Și they had had. Ei sau ele avuseseră. Haideți să repetăm. I had had. You had had. He, she or it had had. We had had. You had had și persoana a treia, they had had. Verbul a avea la viitorul anterior. Haideți să vedem cum arată acest verb la viitorul anterior în limba engleză. În primul rând, cum spunem a avea la viitorul anterior? The verb to have in the future perfect. I will have had. Înseamnă, eu voi fi avut. You will have had. Tu vei fi avut. He, she or it will have had. El sau ea va fi avut. We will have had. Noi vom fi avut. You will have had. Voi veți fi avut. Și they will have had. Ei sau ele vor fi avut. Haideți să repetăm. I will have had. You will have had. He, she or it will have had. We will have had. You will have had. Și persoana a treia, they will have had. Verbul avea la prezentul perfect continuu. Cum spunem asta în limba engleză?
the verb to have in the present perfect continuous. Și haideți acum să vedem conjugarea. Persoana întâi singular este I have been having. Eu am. You have been having. Tu ai. He, she, it has been having. El sau ea are. We have been having. Noi avem. You have been having. Voi aveți. Și they have been having înseamnă ei sau ele au. Haideți să repetăm. I have been having. Persoana a doua. You have been having. He, she or it has been having. We have been having. You have been having. Și persoana a treia. They have been having. Haideți să vedem verbul a avea la trecut perfect continuu. Cum spunem asta în limba engleză? The verb to have in the past perfect continuous. Și haideți să vedem cum arată verbul la persoana întâi. I had been having. Ce înseamnă asta? Eu avusesem. You had been having. Tu avusesei. He, she or it had been having. El sau ea avusese. We had been having. Noi avuseserăm. You had been having. Voi avuseserați. They had been having. Ei sau ele avuseseră. Haideți să repetăm. I had been having. You had been having. He, she or it had been having. We had been having. You had been having. She, they had been having. Haideți acum să vedem verbul a avea la timpul viitor perfect continuu. Cum zicem asta în limba engleză? The verb to have in the future perfect continuous. Și haideți să vedem conjugarea. Să începem cu persoana întâi, singular. I will have been having. Ce înseamnă asta? Eu voi fi avut. You will have been having. Tu vei fi avut. He, she or it will have been having. El sau ea, iar it este neutrul, va fi avut. We will have been having. Noi vom fi avut. You will have been having. Voi veți fi avut. Și they will have been having înseamnă ei sau ele vor fi avut. Haideți să repetăm. I will have been having. You will have been having. He, she or it will have been having. We will have been having. You will have been having. She, they will have been having. Și acum haideți să vorbim despre pregătirile de nuntă în limba engleză. Cum spunem asta? Preparing the wedding sau the wedding preparations. Și haideți să începem cu un mic text. So, Mary, you're getting married soon. How are things going? Haideți să repetăm și este bine să repetați după mine. So, Mary, you're getting married soon. How are things going? Deci, Maria, te căsătorești în curând. Cum îți merge? Well, we have a lot of planning to do. Să repetăm. Well, we have a lot of planning to do.
Păi avem multe de făcut. I bet you have. So, have you bought a dress yet? I bet you have. So, have you bought a dress yet? Cred că aveți. Deci, ți-ai cumpărat deja o rochie? Yes, of course. I have bought a dress. That's the most important part. I picked it up last week. Haideți să repetăm. Yes, of course. I have bought a dress. That's the most important part. I picked it up last week. Da, desigur. Mi-am cumpărat o rochie. Asta e partea cea mai importantă. Am luat-o săptămâna trecută. Și întrebarea, have you hired a band yet? Have you hired a band yet? Ai angajat deja o formație muzicală? No, we haven't hired a band yet. No, we haven't hired a band yet. Nu, încă nu am angajat o formație. What kind of food are you going to have? What kind of food are you going to have? Ce fel de meniu veți avea? We're going to have traditional food. We're going to have traditional food. Vom avea mâncare tradițională. Nice. Nice. Asta înseamnă grozav. Have you ordered the flowers? Have you ordered the flowers? Ai comandat florile? No, not yet. I haven't ordered the flowers because I'm waiting for some special flowers from the florist. So I'm still waiting. Să reluăm? No, not yet. I haven't ordered the flowers because I'm waiting for some special flowers from the florist. So I'm still waiting. Nu, nu încă. Nu am comandat florile pentru că aștept niște flori deosebite de la florărie. Încă le mai aștept. Well, unfortunately, I didn't get invited. Well, unfortunately, I didn't get invited. Ei bine, din păcate, eu nu am fost invitat. Oh, I brought the invitation with me today. Here you are. Să repetăm. Oh, I brought the invitation with me today. Here you are. Oh, am invitația la mine. Poftim. Great, thanks. Great, thanks. Super, mulțumesc. Și acum haideți să reluăm textul. So, Mary, you're getting married soon. How are things going? Well, we have a lot of planning to do. I bet you have. So, have you bought a dress yet? Yes, of course. I have bought a dress. That's the most important part. I picked it up last week. Have you hired a band yet? No, we haven't hired a band yet. What kind of food are you going to have? We're going to have traditional food. Nice. Have you ordered the flowers? No, not yet. I haven't ordered the flowers because I'm waiting for some special flowers from the florist. So I'm still waiting. Well, unfortunately, I didn't get invited. Oh, I brought the invitation with me today. Here you are. Great, thanks. Iar acum, după ce am citit textul, să extragem câteva cuvinte mai importante din acest text și să începem cu primul cuvânt. The wedding. The wedding. Ce înseamnă asta? Nunta. To get married. To get married înseamnă a se căsători. Soon. Soon înseamnă curând. To plan. To plan înseamnă a plănui, a planifica. The planning. The planning înseamnă planificarea. To buy. To buy înseamnă a cumpăra. The dress. The dress este rochea. Last week. Last week este săptămâna trecută. Și verbul to pick up. To pick up înseamnă a lua, a ridica. To hire. To hire înseamnă a angaja. The band. The band este trupa muzicală. The traditional food. The traditional food este mâncarea tradițională. To order.
To order înseamnă a comanda. The flowers. The flowers sunt florile. The invitation. The invitation este invitația. Iar acum haideți să reluăm și cuvintele. The wedding. To get married. Soon. To plan. The planning. To buy. The dress. Last week. To pick up. To hire. The band. The traditional food. To order. The flowers și the invitation. Și acum haideți să vorbim despre mijloacele de transport în limba engleză. Cum spunem mijloace de transport? Means of transport. Means of transport. Și acum haideți să vedem care sunt mijloacele de transport terestre. Să începem cu primul cuvânt. Este bine să repetați după mine cuvintele, pentru că așa le veți învăța mai rapid. The car. The car este automobilul. To drive. To drive înseamnă a conduce o mașină. The bus. The bus este autobuzul. The tram. The tram este tramvaiul. The train. The train este trenul. The motorcycle. The motorcycle este motocicleta. The bicycle. The bicycle este bicicleta. The limousine. The limousine este limuzina. Și the ambulance. The ambulance este salvarea. Acum că am învățat cuvintele, haideți să le mai repetăm o dată pentru a le reține. The car. To drive. The bus. The tram. The train. The motorcycle. The bicycle. The limousine. The ambulance. Și acum, haideți să trecem mai departe și să vedem și câteva propoziții cu aceste cuvinte pe care le-am învățat. Haideți să vedem prima propoziție. Robert has bought an electric car. Haideți să repetăm. Robert has bought an electric car. Robert și-a cumpărat un automobil electric. He waited for the bus at the bus stop. He waited for the bus at the bus stop. El a așteptat autobuzul în stație. Dora got on the streetcar to the station. Dora got on the streetcar to the station. Dora a urcat în tramvaiul ce merge spre gara. She wants to take the train to Brașov. She wants to take the train to Brașov. Ea vrea să ia trenul spre Brașov. He has a bicycle, but he really wants a motorcycle. He has a bicycle, but he really wants a motorcycle. El are bicicletă, dar își dorește foarte mult o motocicletă. He heard the ambulance siren and flinched. He heard the ambulance siren and flinched. A auzit sirena salvării și a tresărit. They rented a limousine for the wedding. They rented a limousine for the wedding. Ei au închiriat o limuzină pentru nuntă. Haideți să repetăm toate propozițiile. Robert has bought an electric car. Haideți să vedem și a doua propoziție. He waited for the bus at the bus stop.
Dora got on the streetcar to the station. She wants to take the train to Brasov. He has a bicycle, but he really wants a motorcycle. He heard the ambulance siren and flinched. They rented a limousine for the wedding. Transportul pe apă. Haideți să vedem cum se spune în limba engleză transportul pe apă. The water transport. The water transport. Și haideți să învățăm câteva cuvinte legate de transportul pe apă. Să vedem primul cuvânt. The ship. Deci este bine să repetați după mine. The ship. Așa veți învăța mai ușor cuvintele și vă veți obișnui cu pronunția. Ce înseamnă the ship? Înseamnă nava. Haideți să vedem și următorul cuvânt. The ferry. The ferry. Ce este ferry? Este feribotul. Feribotul. The boat. The boat. Este barca. The sailboat. The sailboat este barca cu pânze. To swim. To swim înseamnă a înota. The scuba diver. The scuba diver este scafandrul. To float. To float înseamnă a pluti. Cold. Cold înseamnă rece. Warm. Warm înseamnă cald. The jet ski. The jet ski este jet ski-ul. Haideți să repetăm cuvintele. The ship. The ferry. The boat. The sailboat. To swim. The scuba diver. To float. Cold. Warm. Și the jet ski. Iar acum haideți să facem și niște propoziții cu cuvintele. Ilza looked at the ship floating on the horizon. Ilza looked at the ship floating on the horizon. Ce înseamnă asta? Ilza se uita la nava care plutea la orizont. He took the ferry to the islands. He took the ferry to the islands. El a luat feribotul spre insule. Henry fell off the sailing boat and swam to the shore. Henry fell off the sailing boat and swam to the shore. Henry a căzut de pe barca cu vele, cu pânze, și a înotat spre țărm. The fisherman's boat was tied on the shore. The fisherman's boat was tied on the shore. Ce înseamnă asta? Barca pescarului era legată la mal. The diver jumped into the cold sea water to look for the shipwreck victims. Haideți să repetăm propoziția. The diver jumped into the cold sea water to look for the shipwreck victims. Ce înseamnă asta? Scafandrul a sărit în apa rece a mării pentru a căuta victimele naufragiului. Și acum să vedem și ultima propoziție. He bought a jet ski, although he rarely went to the seaside. Haideți să repetăm. He bought a jet ski, although he rarely went to the seaside. Și-a cumpărat un jet ski, deși mergea foarte rar la mare. Haideți să repetăm propozițiile de la început. Ilza looked at the ship floating on the horizon. He took the ferry to the islands. Henry fell off the sailing boat and swam to the shore. The fisherman's boat was tied on the shore. The diver jumped into the cold sea water to look for the shipwreck victims.
He bought a jet ski, although he rarely went to the seaside. Haideți acum să vorbim despre călătoria în spațiu, cum spunem în limba engleză călătoria în spațiu. The space travel. The space travel. Dacă tot se vorbește în ultima vreme foarte mult despre călătoritul în spațiu, haideți să învățăm câteva cuvinte legate de transportul spațial. Haideți să vedem primul cuvânt. The rocket. The rocket. Ce înseamnă the rocket? Racheta. The satellite. The satellite. Este satelitul. The space station. The space station este stația spațială. The astronaut. The astronaut este astronautul. To travel. To travel înseamnă a călători. Zero gravity. Zero gravity înseamnă gravitație zero. To float. To float înseamnă a pluti. The rocket carrier. The rocket carrier. Racheta purtătoare. Și the spacecraft. The spacecraft este nava spațială. Haideți să repetăm cuvintele pentru a le învăța mai rapid. Să începem cu primul cuvânt, the rocket. The rocket. The satellite. The space station. The astronaut. To travel. Zero gravity. To float. The rocket carrier. Și the spacecraft. Și haideți acum să facem și niște propoziții cu aceste cuvinte. Să începem cu prima propoziție. The rocket changed course. The rocket changed course. Ce înseamnă? Racheta și-a schimbat cursul, și-a schimbat traiectoria. You can call him abroad via satellite. Haideți să repetăm. You can call him abroad via satellite. Îl poți suna în străinătate prin satelit. The spacecraft slowly detached itself from the space station. Haideți să repetăm. The spacecraft slowly detached itself from the space station. Nava spațială s-a desprins încet de stația spațială. Tom seemed to float in weightlessness. Tom seemed to float in weightlessness. Tom părea să plutească în imponderabilitate. The astronaut repaired the space station antenna. The astronaut repaired the space station antenna. Astronautul a reparat antena stației spațiale. The tourists travel to the moon. The tourists travel to the moon. Turiștii călătoresc spre lună. Haideți să repetăm propozițiile. The rocket changed course. You can call him abroad via satellite. The spacecraft slowly detached itself from the space station. Tom seemed to float in weightlessness. The astronaut repaired the space station antenna. The tourists traveled to the moon.